Și cu luna, atenție la secrete. Sunt foarte multe lucruri ascunse aici, sunt foarte multe lucruri pe care voi nu le vedeți, pe care nu le știți. Poate mai ales cu privire la persoana asta nouă. Hai să vedem sau la oportunitatea asta nouă, la ceva ce se ivește nou în viața voastră, da? Ia uite, la baza pachetului, așa, fără să amestec cărțile, e iertarea divină. Avem din nou iertare, deci e foarte important cuvântul ăsta la voi în această lună. Să iertați. Iar aici avem numărul 18, deci poate 18 iulie este o zi importantă. Avem mesagerul rugăciunilor ce sunt adresate lui Dumnezeu. Este darul Arhanghelului Sandalfon. Îi prezint lui Dumnezeu toate rugăciunile tale sincere, pline de iubire și de credință, pentru ca aspirațiile tale ardente, frenetice, benefic orientate, să-și găsească răspunsul în conformitate cu voința sa. Bun, să vedem dacă mă atrage ceva aici. Mă atrage cuvântul aspirații, ardente mai ales. Adică e ceva aici foarte pasional, vă doriți foarte mult, aspirați către ceva foarte interesant, mai ales din punct de vedere emoțional. Unii dintre voi s-ar putea să manifeste foarte multe oportunități în această perioadă, mai ales pe plan emoțional. Dar atenție să fie foarte clar. Trebuie să fiți foarte, foarte clari în exprimare, în dorințe, să manifestați cât se poate de clar, de specific, pentru că altfel lucrurile s-ar putea să se îmbârlige așa la un moment dat și să nu vă iasă așa cum vă doriți, mai ales cu luna și cu Marea Preoteasă, adică s-ar putea să fie și cu moartea, s-ar putea, atenție la ce vă doriți, atenție la ce manifestați, pentru că s-ar putea să se materializeze și e foarte important acest lucru să se materializeze ceea ce voi vă doriți. Avem aici și inițiere spirituală, cartea cu numărul 45, este darul Arhanghelului Metatron. Impulsionează evoluția ta spirituală, sunt marele învățător divin, inspir, asist și susțin fiecare formă de inițiere spirituală autentică din viața ta. Deci este foarte important să înțelegi că tot ce se întâmplă în această lună este și o inițiere. Este și o inițiere spirituală, este și un drum nou spiritual pe care tu pășești. Da, evoluezi foarte mult în această perioadă și faptul că te eliberezi poate de un fost, te eliberezi de un job, te eliberezi de ceva care nu îți mai aduce poate, de fapt nu îți mai aduce niciun beneficiu și pur și simplu este ca o plantă moartă în viața ta. Orice ar fi acel lucru, puteți să înlocuiți tot ce am zis eu acum despre dragoste cu, nu știu, ceea ce vă doriți și ceea ce simțiți că este de fapt, cum ar fi, cum am zis, un job, o persoană, un prieten, niște relații de prietenie, chiar și de familie care nu mai funcționează. Și să vă eliberați așa oarecum, mai ales de legăturile astea spirituale, pentru că este foarte multă spiritualitate aici, e foarte mult suflet, e foarte multă energie mistică, ca să zic așa, și în momentul în care veți face acest lucru, sunteți pe cale să pășiți către un alt rând, da? Oricum ceva se rupe aici, ceva se destramă, ceva se schimbă. N-a zice transformare, cât mai mult chiar se duce ceva din viața voastră, se evaporează, se elimină, eliminați. Avem aici și protecția dumnezeiască infailibilă, 50, este darul Arhanghelului Mihail, te protejează împotriva nedreptății și te ajută să te deschizi către ceea ce este etern și nepieritor. Sunt gata să-ți întind o mână de ajutor oricând te afli în necaz. Îți dau putere să mergi înainte pe calea binelui, a dreptății și a adevărului. Deci e foarte important să te deschizi acum către ceea ce este etern și nepieritor și mă duce cu gândul și la ideea asta de ce am văzut atunci cu aspirațiile tale ardente. Bun, și dacă ne uităm puțin, parcă seamănă și cu Marea Preoteasă, așa, în toată imaginea asta. Așa. Deci e foarte important ce vine din interiorul vostru și 51. Interesant, cum toate, chiar voiam să văd ce număr o să aibă următoarea carte, dacă este așa o evoluție și este. Avem grația cea tainică a Arhanghelului Ariel.
Ești alesul și protejatul meu, ai dobândit o forță spirituală exemplară și meriți să primești miracolul dumnezeiesc în viața ta. Ești binecuvântat, inspirat și ghidat de la Înuiul meu Ceresc. Foarte frumos, mai ales pentru că avem aici ideea de ai dobândit o forță spirituală exemplară. Da. Treci la etapa următoare, să știți. Treceți la etapa următoare. Sunteți evoluați. Asta era ideea, de fapt. Evoluați. Ajungeți mai departe. Sunteți mai buni. Ați devenit mai buni. Ați devenit mai buni în munca voastră, în arta voastră, în creația voastră, în interiorul vostru. Ați evoluat. Sunteți persoane mult mai puternice acum din punct de vedere spiritual și de aceea merita să primiți ceva pe măsură. Meri să primești miracolul dumnezeiesc în viața ta. Deci trebuie să te deschizi către acest miracol, trebuie să îmbrățișezi acest miracol, această nouă oportunitate. Miracolul fiind, având în vedere că a căzut pe flirt, pe steaua și pe luna, acest miracol s-ar putea să fie ceva greu de descris, greu de cuprins în cuvinte. Este ceva foarte mare, foarte puternic, poate este o împlinire foarte mare sufletească, este ceva care vindecă cu steaua, este ceva care părea imposibil. Dar, într-adevăr, lucrurile încă sunt, nu sunt total prezente în viața ta, nu sunt total dezvăluite în această perioadă, dar ele există, ele sunt acolo, da? Miracolul acela există. Poate să fie un nou partener, cum am văzut la început, fix de la începutul etalării, este o persoană nouă, o nouă iubire. Un bărbat nou, o femeie nouă în viața ta care va apărea. Dar trebuie să fii deschis și trebuie să știi să pui punct, să termini ceea ce ai determinat aici. Poate să fie un nou job, o nouă oportunitate, da? E ceva foarte frumos, e ceva miraculos. Chiar poate și o nouă casă, cineva poate pleacă, o călătorie foarte importantă departe de unde sunteți voi în acest moment. Unii dintre voi chiar poate o călătorie foarte spirituală în această lună. Da, este o lună foarte interesantă pentru voi, dragii mei gemeni. Este o lună foarte spirituală, este o lună foarte mistică și o lună foarte profundă, aș putea spune. Nici nu mă mire, este luna șaptea, da? Șaptele este numărul lui Dumnezeu. Deci este pentru noi toți o să fie o lună foarte spirituală. Ca zodie avem vărsător, avem pești, în mod special avem scorpion, avem rac. Deci toate zodiile de apă. Avem clar și vărsător, cum am zis. Și cam atâta astea sunt zodiile și berbec, da. Și berbec, așa ca zodii ce mai sunt în evidență, iar ca numere importante, 45, 50, 51, 5 în mod special, 5 iulie, 13 iulie, 18 iulie, 17 iulie, 19, cam pe acolo. Dar oricum, toată luna este o lună de sinceritate, să știți, de sinceritate, de a fi deschis cu inima mai ales în această perioadă. Pentru că multe lucruri o să vi se arate, simt eu că o să vină către voi, o să vi se arate sau s-ar putea ca doar voi să le vedeți, doar voi să le înțelegeți, să le înțelegeți, da. Pe toate planurile, inclusiv mai ales pe plan emoțional. Deci pe plan emoțional fiți foarte atenți ce se întâmplă în această perioadă. Cam atât pentru voi, dragii mei gemeni. Vă doresc o lună superbă și noi ne revedem data viitoare.